Modelele de la Xiaomi, Meizu și alți producători chinezi se lansează într-una. Probabil că nici ei deja nu le mai deosebesc și pur și simplu le lansează pe bandă rulantă. Pentru că, efectiv, în fiecare săptămână apare câte unul. Recent noi am făcut un episod la top 3 smartphone-uri de buget. Cine nu a văzut episodul, linkul e mai jos. Evident, din toate cele 3 exemplare, unul a nimerit în atenția voastră, mai exact Redmi 4X. Să-i facem un review separat nu prea are rost, însă la versiunea Note 4X și în cam așa nuanțe, cred că e o idee bună. Spre deosebire de Redmi 4X, care a apărut în topul nostru, versiunea Note e ceva mai mare. Are mai multă putere, un ecran mai bun și, bineînțeles, această nuanță de zici că e verde de briliant. Culorile variate chiar ar putea fi un punct de atracție pentru smartphone-uri ieftine gen Xiaomi sau Meizu, pentru că la restul producătorilor mai rar apar alte culori în afară de negru, auriu, roz sau gri metal. Casamblarea este exact 4X, carcasă din aluminiu și insertor din plastic sus și jos. Aș fi vrut să văd un aluminiu mai de calitate ca la Redmi 4 Prime, însă la telefoanele de buget fiecare bănuț contează, așa că aici s-a cheltuit mai mult pe display. În primul rând e mai mare, mai exact 5,5 inch, mă bucur să văd că măcar la versiunea Note au mărit rezoluția până la Full HD. Exact mijlocul de aur, nici HD să se vadă pixelii și nici 2K să nu observe nimeni cu ochiul liber cât de mulți pixeli ai. Display-urile de tip IPS de pe modelele Xiaomi au o reputație bună din experiența mea. Niciodată nu sunt prea saturate, au o balanță de culori echilibrată și unghiuri de vizualizare bune. În plus, poți modifica nuanțele de culori. Mai în scurt, display-uri bune despre care nu prea ai ce spune de rău, poate doar acest chenar negru care înconjoară modelele cu fața albă. El uneori cam bate la ochi. Dacă în topul nostru cu 3 smartphone-uri de buget Redmi 4X era cel mai sprinten în jocuri, la versiunea Note s-a adăugat și mai multă putere. Avem chipset-uri Snapdragon, nu MediaTek, și in-game, asta se observă imediat. Nimic nu frânează și totul merge tare rapid. Jocul ăsta, Vertigo Racing, este de obicei un obstacol măricel pentru smartphone-urile ieftine, dar uite că Note 4X se descurcă. Versiunea pe care o am eu este cu 3 GB de RAM și 32 de GB de memorie internă, cu slot pentru microSD sau al doilea SIM. În sistem totul lucrează fără ezitări, dar asta e la început, cât telefonul nu are nicio lună. Cunosc din propria experiență că interfeței MIUI tare mi-i place să pată RAM, mai ales așa după vreo jumătate de an. Ca interfață, totul este cunoscut pentru voi. Nu avem updrawer și toate aplicațiile sunt înșirate pe pagini, dar e ok, poți schimba întreaga înfățișare a sistemului din magazinul de teme sau poți să-ți descarci un launcher. Eu, de exemplu, folosesc o portare a launcherului de pe Google Pixel, unde merg și Google Search-ul și cardurile Google. Nu o să-l găsiți în Play Store, așa că o să vă pun un link în descriere. Cu plăcere! La capitolul funcții interesante avem în continuare libertatea de a modifica poziția butoanelor, seta parole pentru aplicații, dubla aplicațiile și așa mai departe. Ambele camere sunt exact ca cele de pe Redmi 4X obișnuit, 13 megapixeli spate și 5 în față. Ziua totul este acceptabil, mai ales cu regim HDR. Seara e ok, dar cu cât mai puțină lumină e în jur, cu atât mai mare e jalea. Cât despre cea din față, continui să cred că e una din cele mai bune pe telefoanele din acest segment de preț. Sunetul ne este livrat de un singur difuzor care se află la capăt, pe scurt unul care sună suficient de tare, dar care poate fi tare ușor acoperit, atât timp cât nu e, se descurcă tare bine. În setul de bază al telefoanelor de buget de la Xiaomi, cum să nu primim un port infraroșu și un scanner de amprente pe spate? Ultimul se descurcă la fel de bine cum am așteptat, este foarte ușor de setat și deblochează telefonul instantaneu. Portul infraroșu este o minune pentru cei care nu și-au mai găsit telecomenzile date în căutare și vor folosi Note 4X ca o telecomandă universală. Mi s-a părut ciudat că în Redmi Note 4X găsim o baterie de 4100 de mAh, la fel ca și la versiunea mai mică. Eu mă așteptam să găsesc ceva mai mare, având în vedere că și ecranul s-a mărit. La autonomie asta puțin influențează, adică dacă nu prea intri în jocuri, o zi rezistă, dar oricum o baterie mai mare ar fi fost un avantaj. Bineînțeles, telefoane de buget sunt tare multe. În ultimul an apar o grămadă de modele cu o grămadă de abrevieri și Prime și Note și X și S. Să vorbim despre toate nu are rost, dar ăsta măcar a atras atenția prin exterior. Verdele ăsta de briliant chiar se aruncă în ochi. Normal că l-a figurat la propriu, ar fi de dorit să nu încercați. Ăsta în orice caz e un smartphone de buget foarte bun pentru cei care vor și un ecran mai mare și ceva mai multă putere și variante de culori mai neobișnuite, toate pentru o sumă acceptabilă.
Cam atât pentru azi, prieteni. Nu uitați să dați un like acestui video, să vă abonați la canal pentru episoade și mai colorate, iar în comentarii v-aș ruga să ne scrieți de ce acest smartphone ar fi bun pentru fete, pentru că această culoare a fost foarte des atribuită anume domnișoarelor. Voi a fost Vicu, toate bune, cam din toporul ești.